și mi-ai dat în schimb pacea ta, slăvit să fie spre Domnul Iisus.
să fie Domnul! Fratele Marțian va recita o poezie, după care vom cânta o cântare în comun și după aceste cântări în comun ne vom închina Domnului și cu darurile noastre de bunăvoie. O poezie îndemn pentru cei care încă oscilează și nu pot lua o hotărâre pentru Hristos. Poezie intitulată Crede. Viața ta e un semn de întrebare. Și rostul ei îți pare nepătruns. Tot ce ai gustat cu atâta încântare, tot ce ai cuprins în marea căutare, nu s-a concretizat într-un răspuns. Nimic nu a umplut golul din tine, deși avid, gustat ai din plăceri cu o credință falsă despre bine. Cu suflet gol și buzunare pline, mergeai pe drumul către nicăieri. Ai auzit ceva de nemurire, de o creație, un creator despre păcat și jertfă, mântuire, dar totul îți părea o amăgire, mitologie, misticism, folclor, însă cum întrebările te apasă și nu găsești răspunsul concludent, dorința de a ieși din nebuloasă și a găsi o cale luminoasă te face să devii tot mai atent. Revezi astfel părerea despre bine și lupți cu ceața. Căci ai vrea să vezi, întrezărești lumina care vine și o luptă aprigă se dă în tine. Să crezi și auzi aici sau să nu crezi. Asculți mesajul. Simți că îți vorbește. Ai vrea să te ridici, să faci un pas, dar ceva în tine se împotrivește. Alungă împotrivirea. Hai, pășește, este al mântuirii tale ceas. Ascultă, simte, crede, crede tare. Răspunde hotărât Sfintei chemări, căci prin credință poți primi iertare și un răspuns la mii de întrebări. Hai, rupe legătura ce te ține, anihilează-ți eul agresiv, lasă-l pe Domnul să lucreze în tine, făcând un pas spre El, un pas spre tine, un pas și pentru tine decisiv. Viața ți-a fost semn de întrebare și rostul ei mister de nepătruns. Dar azi, aici, nu ești la întâmplare. Iisus te-a așteptat cu nerăbdare să-ți fie El la întrebări răspuns. Amin. Domnul.